Suntem echipa EONI, Amedea, Andrei, Elina și Dorotea. De la Liceul Teoretic Philadelphia Suceava, o școală verde, de câteva zile și cu statut de ecoșcoală. L-am construit pe Electronel, un dispozitiv pentru custodiul electrizării. În alcătuirea lui am folosit CD-uri uzate, folie de staniol și polistiren. Cu el putem evidenția toate cele trei tipuri de electrizare prin frecare, contact și influență. Cu el, fizica va fi mult mai ușoară pentru noi toți. Vă invit la o călătorie cu submarinul construit de noi. Ne vom scufunda în Dunăre și Marea Neagră, o soluție de saramură. Vom exclama și noi, la fel ca și Arhimede, Evrica! Putem verifica în laborator principiul lui Arhimede și faptul că forța arhimedică crește cu densitatea lichidului în care este scufundat corpul. Cu astfel de experimente vom îndrăgi mai mult fizica și vorbele înțelepte ale marelui Einstein, experimentul e calea spre reușită. Ne vor conduce spre succes. Desigur, nu suntem a Porții de Fier, ci la Philadelphia. Am construit o microhidrocentrală din materiale reciclabile. Putem demonstra la orele de fizică obținerea energiei electrice folosind energia apei. Becul se aprinde, deci am obținut o energie inepoluantă. Avem datoria de a păstra apele curate, mediul curat, pentru ca pământul să zâmbească și generațiile viitoare. Mulțumim, EON, pentru oportunitatea de a participa în acest proiect. Energia verde este viitorul. Și viitorul este al nostru. Prin anagrama echipei noastre, noi ne identificăm cu voi prin a fi energie, onestitate, natură curată, dar și viitor.